Salutare, dragilor! Salutare din Moldova! Uite că am revenit acasă după o lună și un pic de călătorit, de testare a noii noastre autorolote. Și acum a venit timpul să facem așa o recapitulare, ce a mers, ce nu a mers și să finisăm, practic, conversia. Doar ce noi am mers cu undeva 90% conversie, erau încă multe chestii mărunțișuri de făcut. Eu deja m-am apucat de lucru, Luminița la fel s-a apucat de lucru. O porțiune nu am filmat, deci ce am făcut noi până acum, adică n-am venit acum acasă, n-am filmat, așa că o să vă arăt pur și simplu ce am făcut și în continuare deja o să vedeți și lucrul în curs, în proces, da? Sunt careva nuanțe care nu ne-au plăcut și vor trebui de refăcut. Cel mai controversat subiect a fost apa sau rezervoarele de apă la noi, care sunt sub mașină și vreau să zic că nu am avut probleme, adică nu s-au spart, încă funcționează, doar că pompa când vrea să tragă apă, trage mai întâi aer. Țevile se golesc, după aia se împlă iarăși cu aer și până se pornește pompa, iarăși, într-un final nu lucrează ca lumea pompa de apă și încă mă mai gândesc dacă scot rezervoarele de desubt și le pun în interior, acolo, în garaj. Mai vedem, asta lasă pe ultimul rând. Noi suntem iarăși în grabă, ca de obicei, deoarece trebuie în curând să transmitem autorlota asta în țările calde. O să vedeți unde anume. Știți că acum e iarnă și mulți au zis că voi faceți autorlota vara și iarna după aia ce faceți? Păi o trimitem. Asta a fost scopul, ca acum după ce facem această conversie să facem o mică testare pe Via Transilvanica și apoi o transmitem în țările calde undeva mai departe. Haideți să vă arăt ce am făcut. Luminița, tu ce faci? Am și eu multe de lucru. Eu lucrez cu finisajele de data asta. Vă vedeți, mâinile toate sunt de vopsea. Am avut mult de lucru. Așa, cel mai excitant, așa, din punctul meu de vedere, ce am făcut eu și n-am reușit să vă arăt, eram prea entuziasmat. Ce faci, Luminița? Am pus boxe, vedeți, am pus boxele aici, Luminița nu e chiar bucuroasă din punctul ăsta de vedere că i-au ocupat spațiul, dar nu sunt mari, uitați-vă. Ba da! Iată așa, aici am pus o antenă pentru amplificator, într-un final am finisat de conectat amplificatorul 4G, o să vă arăt pe parcurs cum funcționează. Și uite, aici o box, vezi că le-am făcut în diferite forme. Le-am făcut eu forma din PVC expandat. Vedeți, asta am făcut-o mai lungă, așa ca să încapă. Și asta am făcut-o mai lată. O bucată din box merge acolo în interior, da? Și am făcut să încapă exact după mărime. Nu puteam spune alte boxe, deoarece avea să ocupe mult mai mult spațiu. Sunt boxe pentru mașină, de fapt, boxe GBL, cu 100 de W RMS și 300 de W peak power, super puternice. Aici am amplificatorul, este un amplificator fosil audio, l-am comandat din China, dar face o treabă extraordinară. Se conectează la 24 de V. Deci eu deja am trase cablurile, vedeți, erau trase din timp. Aici ce vedeți e un cablu adițional la care am conectat subwooferul, care a fost mai înainte, țineți minte, am construit tot eu acest subwoofer mic ca să încapă sub scaunul mașinii. Încerc să o conving pe Luminița să-l luăm cu noi. Ha? Luăm? Nu. Dar probabil o să trebuia să-l lăsăm acasă. Acum l-am pus așa temporar și vreau să vă arăt cum se aude, că nu știu dacă o să înțelegeți voi prin cameră, dar dirty in a clip, drop 100 on a zip. All I see is blue faces, you would thought I was a crip. I don't say a word, got my fingers to my lip. Yeah, and I don't never trip, all I do is take trips. I just knew I was the man ever since I was a chick. Shorty got them double D's, I'm trying to see a nip slip. Make a million while I'm young and still IP nip. Came up with a plan and we sticking to the script. Break that thing down, double back and make a flip. Can't show the whole thing, y'all can only get a snip. You ain't gotta wait up on me, yo, my nigga, you could dip. That we drop, they know it's fire, no skip. See ya. You are now in the presence of a astea. Am avut și eu de lucru un pic aici în autorulotă și în special, voilà, uite, am tapizat aici această trecere, așa să zicem,
Am tapizat și aceste laturi, pentru că erau, dacă vă amintiți, vedeți în vlogurile anterioare, era un pic, era pur și simplu lemn curat. Acum le-am pus niște material, pur și simplu niște adeziv spray și deasupra am pus un material care se aseamnă cât de cât la culoare cu tapizeria din cabină. Și aici la fel, să zicem un pic de design, dar și totodată nu bate la ochi de departe că ar fi ceva pe aici. De departe, de aproape se vede, clar. Între timp am mai vopsit cadrul de la dulapuri, de la canapele, pe aici tot. Și aici l-am vopsit. Sub dulapuri am lipit niște autocolant care seamănă, are fix același model ca și fronturile, doar că ăsta este așa un gri bej, ăsta este însă un gri alb. Vreau să vă mai arăt ce am mai făcut pe parcurs. Uitați, am ajustat un pic scaunul ăsta, că nu era foarte comod. De ce nu era comod? Că aici este prea puțin loc și stăteam practic cu vârful fundului așa. Adică trebuie să fie un pic mai mare aici. Și într-un final l-am mutat un pic așa mai în față. Aici, vedeți, am pus o margine și aici am tăiet. Practic este scaunul ieșit așa un pic. Și aici, uitați-vă, am pus o margine din asta, din, iarăși din PVC expandat și nu pleacă în spate. Aici mi-e tăman locul ăsta care rămâne. Ăsta nu-mi trebuie și stau foarte comod. Acum mai mult mai bine. Aici am pus și un ventilator, vedeți? Un ventilator care va răci compartimentul electric, deoarece când funcționează în special solar charger-ul ăsta, el generează un pic de căldură și s-ar putea încălzi aici. Din cauza asta am pus ventilator cu senzor de temperatură. Iată, el și am pus și întrerupător, când dacă sunt la climă mai rece, atunci nu e nevoie să-l pornesc, stai permanent să monitorizeze temperatura, dar când sunt la climă caldă, pornesc de aici și vedeți, el e setat ca la 35 de grade să se pornească. Acum nu se pornește deoarece sunt 23 de grade. Și iată, senzorul de temperatură este acolo. Da? Și dacă temperatura în acest compartiment depășește 35 de grade, atunci se pornește ventilatorul ăsta și trage aer în interior. Acum o să mă apuc de sertarul ăsta de jos. Vedeți, ăsta este modulul la bucătărie. Și aici o să fac sertar. Deci am două sertare, unul aici și unul aici. Ăsta o să-l fac pentru, ca să punem, linguri, cuțite, furculițe. Și ăsta deja o să fie pentru oale mari, așa, nu știu, pentru cratițe, pentru ceva oale mai mari. Aici e un pic mai tricky, deoarece, vedeți, acolo este, de exemplu, țeava aia pentru canalizare de la chiuvetă și respectiv aici este chiuveta. Din cauza asta am hotărât să fac mai întâi proiectul în SketchUp la acest sertar, că de multe ori mă greșesc și acum îl fac prea mare sau prea mic sau așa. Am luat măsurile externe, după care fac proiectul în SketchUp, după grosimea, uite, o să pun PVC expandat din asta de 15 mm. Iată, el așa arată și el e bun că poți să înșurubezi șuruburi chiar direct în el și ține foarte bine, mai ales dacă îi mai pui și niște silicon adeziv, atunci se ține foarte bine. Eu deja am făcut proiectul în SketchUp, l-am pus aici pe iPad, cam așa arată sertarele, astea se văd de sus, așa. Asta din față și vedeți, asta locul unde vine țeava aia de la canalizare și deja ăsta este al doilea sertar. Aici o să-l fac, de vedeți, marginile sunt mai subțiri, o să le fac din placaj de 8 mm. Acum eu fiecare mărime, iată aici sunt mărimile reale, da? Uite, iată, de exemplu, încep cu fundul, da? Și mă uit, uite, am aici 490 pe 406 și latura asta mare e 477, da? Și acum le trasez aici cu creionul pe toate. Mai am aici de trasat câteva. Așa. Deci acum eu trebuie să pe asta înălțimea 215 pe 391. Așa. 391 și 215.
dau cu mine. Și acum începem să tăiem. Deci am una, două, trei, patru. Și deja fruntul este tăiat. L-am tăiat mai de mult. Iată, fruntul va fi din pal. Din pal din ăsta furniruit. Mai greu, dar mă rog, e furniruit și urmează să-l cântuim. În rest, ăsta este tăiat. Setarul este gata, eu zic că a ieșit bine, iată, așa, i-am pus peste tot silicon, vedeți că toate și șuruburile le-am înșurubat chiar în grosimea setarului și aici i-am pus încă o margine dublă unde am fixat frontul ăsta la setar. Iată, așa arată, aici nu se vede niciun șurub și destul de trainic, nu e foarte greu. Din cauza că am folosit PVC-ul expandat, care e relativ ușor, așa să zicem. Și acum o încercare destul de grea ar fi să montăm astea, glisierile. Și la glisiere aici va trebui cumva să măsor, așa ca să vină cât de cât drept acolo, să fie cam greu. Într-un final am reușit să instalez sertarul, uitați, v-am pus și butonul, așa. Se deschide foarte lin, se deschide de tot, vedeți? Nu s-a primit din prima să pun glisierile astea, a trebuit să le mai ajustez, dar într-un final vedeți că nu se atinge de podea, cu toate că e prea puțin loc, am vrut să fie mai mult loc aici. Acum noi, de exemplu, nu putem să punem niciun covor pe jos și mă tem că la greutate s-ar putea să mai lase un pic. Dar, na, asta e. Nu prea am calculat ca lumea, aș fost cu vreo 5 mm mai sus era să fie mai ok. Așa, uitați-vă ce sertar generos avem noi aici. Urmează să cântuim marginile și în rest se închide foarte bine. Iată, aici se blochează și el nu se mai deschide. Acum, cred că o să încep lucrul la sertarul ăsta. Ne-am apucat să mai lucrăm pe aici. Am hotărât să lipim cu tapet această baie pe din afară. Ați văzut că am lipit autocolant în interior. Acum am hotărât să lipim în exterior. Uite așa, tot cu tematica tropicală. O să avem niște frunze de palmier. Acum am fixat așa un pic cu niște cleme din astea ca să nu îmi fugă tapetul. Și o să fie totul pe din afară, uite așa, arată pur și simplu extraordinar. Ușa am făcut-o deja, ce ziceți? N-am răbdare să văd cum o să arate totul împreună. Mă gândesc și peretele ăsta și ăsta să-l lipesc cu acest tapet. Vedem dacă reușesc. Aceste tapete, apropo, tot le avem de la decomus.ro. Sunt superbe, au un adeziv foarte bun. Dacă l-ai lipit, nu mai dezlipești. Și este de o calitate foarte bună, este groasă, iar imprimeul este pur și simplu extraordinar.
ăsta și peretele ăsta, acum punem ușa. Mamă, și frumos! Cam așa s-ar vedea de departe. Cum ziceam într-un vlog mai devreme, când am lipit tapetul de pe interior, că o să avem un fel de rain, tropical rain shower, și afară vom avea așa un motiv tot de palmieri, dar nu foarte evident. Când deschidem ușa, avem chiar un rain shower cu palmieri aproape adevărați. Desenul parcă este real, 3D, așa pare, foarte frumos. Și deci, uite așa avem aici frunze de palmieri, acolo frunze de palmieri, super tare. Bună ziua! Da, au venit ziua când trebuie să scot rezervoarele. Am amânat asta până în ultimele zile. Deci rezervoarele de apă au fost cel mai ambițios proiect în autorulota asta. Și acum le dau jos, pentru că nu chiar a reușit. Bine, nu s-a spart, a fost tot ok. Am mers prima călătorie o lună și jumătate cu rezervoarele, dar v-am zis că creează probleme și s-a micșorat garda la sol și din cauza asta am decis să le mută în spate, în garajul din spate, de sub pat. Și acum le dau jos, iarăși o să-mi ia câteva zile. Da, deja nu trei săptămâni. Dat jos și montat acolo. Da, e cel mai neplăcut lucru de la conversia asta. După doar 3 zile de lucru, rezervoarele sunt montate aici în garaj sub pat. Nu știu de ce n-am făcut eu chestia asta deodată. Sincer, m-am chinuit eu 2 sau chiar 3 săptămâni acolo să montez rezervoarele și alea de desubt. Bine, aici mai scoatem vreo zi că am făcut găurile și una alta, am izolat chestiile astea. Asta încă o zi de lucru, probabil. Ele deja erau izolate, dar bine, aici în cazul nostru nu e obligatoriu să le izolăm. Eu chiar am scos și rezistențele care previn înghețul, deoarece aici nu va îngheța niciodată. Mă rog, cu excepția când o să părăsim autorulota. Plus la asta am pus și al patrulea rezervor. Deci acum nu mai avem 180 de litri cum aveam până acum, dar avem 230 de litri. Vedeți, avem 3 rezervoare cât 50, bine, 48, da, să le numim de 50 de litri. Și unul de 84, îl numim de 80, da? Deci în total avem 230 de litri și ele sunt conectate în felul următor. Uitați-vă, și pompa am schimbat-o, am pus-o aici jos, ca să fie la un nivel cu rezervorul. V-am spus, înainte era acolo și se goleau furtunile de apă, adică se împleau cu aer și atunci pompa trăgea aer. Nu funcționa o perioadă, trebuia să lași să curgă vreo 30 de secunde apă cu tot cu aer ca să împli furtunile cu apă și apoi iarăși după câteva minute iarăși se golea. Deci am pus-o aici la nivelul rezervoarelor și acum sper să lucreze mai bine. Ăsta este filtrul pe care pompa practic trage apă din rezervoare. Aici mai este încă un filtru pentru umplere, da, în caz că apa are impurități la umplere. Ăsta se duce un furtun sus și vine, uite aici, și iată noi pe aici umplem apa, da? Am folosit furtuni din astea din aluminiu, nu știu cum se numesc, care vor umplea rezervoarele și vor trage apă, adică pompa va trage apă de aici. Iată, e conectat partea de jos a rezervorului, aici, acolo este un cot care merge în jos, aici un tiu care merge la al doilea rezervor, un rezervor de 80 de litri și iată, acolo se conectează la fund la fel cu un cod care teoretic va suge apa chiar de la fund. Cum am conectat aceste 4 rezervoare între ele, da? Aici sunt conexiunile, se văd. În primul rând, și în partea de sus, ca să iasă tot aerul de aici, da? În partea de sus am conectat. Se conectează aici la un teu, aici în partea de jos, deoarece aici se va scurge apa, practic, din rezervorul de sus în rezervorul de jos. Apoi de aici l-am conectat cu al treilea rezervor de aici. Aici la fel pentru scurgere, deci practic aici apa se va scurge din ultimul rezervor, rezervor numărul 3, în rezervorul 2, după care rezervorul 1, dacă tragerea, adică pompa suge de aici de jos doar. Apoi, în rezervorul 2, aerisirea este iarăși sus și se conectează cu aerisirea
iarăși de sus. Eu m-am străduit, am făcut cât mai simplu posibil conexiunile. Știu că se putea diferit. M-am gândit să fac și furtunii dedicate pentru pompă și pentru umplere, dar ăsta este cel mai simplu posibil și care îmi va permite să consum maximul din rezervoare. De orice, oricum, aici vreun centimetru probabil o să mai rămână apă în fiecare rezervoar. Să zicem un centimetru aici, unul aici și unul aici și unul aici. Nu o să pot să folosesc absolut toată apa, dar na, asta e când ai mai multe rezervoare. Și deja aici mai este un teu care aici se duce la aerisirea pentru rezervorul ăsta. Aici vedeți că vine aici, el era deja făcută gaura din cauza monturii sub mașină. Și aici practic este un cot care vine cu un furtun până în partea de sus. Va evacua aerul când rezervorul se umple și va intra aerul pe aici când rezervorul se golește. Avem și senzorul de nivel, vom avea doar la rezervorul ăsta, nu m-am mai chinuit până la toate rezervoarele. Deci noi practic vom ști când deja am consumat acești 100 de litri de apă și ne-a mai rămas încă 80 cu 50 și încă 130 de litri. Atunci o să știm cam cât nivel avem. Deci eu cred că e ok așa, măcar să știm când aproape e gol. Capacele, da? Capacele, fiecare rezervor are capac. Ele toate sunt siliconate, le-am siliconat deoarece ele în mod normal nu sunt impermeabile, să zicem așa. Le-am pus silicon binișor prin interior la fiecare dintre ele, deoarece în special la ăsta, ăsta de jos. Apa de sus va apăsa în jos și va forța apa prin căpac și din cauza asta le-am pus silicon cu adeziv bun acolo. Iată, le-am fixat aici cu chingile astea, vedeți, cu șipcile astea le-am fixat de cadrul la pat și de podea. În spate la fel mai este încă o chingă din asta și ele ocupă foarte puțin loc. Deci eu m-am gândit cam ce rezervoare să pun și era un rezervor de 200 de litri care îmi încăpea practic doar aici în centru, așa, deci trebuia să-l pun cumva ori aici să-mi ocup jumătate din spațiu, adică practic numai locul ăsta veți fi liber și încolo cumva să-l accesez prin spate. Și am hotărât să refolosesc aceste rezervoare, totuși fiindcă pot să le pun compact, uite mi-n capi tăman. Astea trei mincape în partea dreaptă a mașinii de spălat vesela și unul în partea stângă a mașinii de spălat vesela. Montura la monociclu o să o schimb un pic. Următorul pas este să lucrez la montura monociclului. Acum haideți să testăm, să vedem dacă nu dă drumul pe undeva apă și dacă se umplă rezervoarele de tot și dacă putem să consumăm toată apa din rezervoare. S-au umplut rezervoarele. Spre final a început să curgă apă pe aici, pe la aer. Mă rog, asta e normal când se umple. Doar că vedem că rezervorul ăsta nu e chiar plin, iată, vedeți, că eu l-am lăsat așa neizolat și se vede că e plin doar până aici și a început să curgă apă când era undeva cam la nivelul ăsta, așa, apă în două cu aer. Acum trebuie să ne uităm atent dacă nu curge pe nicăieri. Așa, aici vizual nu văd absolut nimic apă, dar mă rog, poate să fie picături ceva. Și o să las așa mai mult timp. Parcă e ok. Ce am observat, vedeți, s-a umflat un pic rezervorul ăsta. Pentru că acum este un pic de presiune în el, apa de acolo de sus apasă în jos în rezervorul ăsta. Rezervoarele astea tot s-au umflat, dar nu s-a atât de vizibil umflate, deoarece au proptelele astea, da? Și dacă n-ar avea proptelele, ar fi încă mai umflate, deoarece mai ales pe ăsta ultimul apasă greutatea la astea două, da? Din cauza asta ar fi o problemă dacă n-ar avea proptele astea să le țăiesc, nu să umfle. Găurile adiționare le-am lipit. Aici am pus PVC expandat, am pus adeziv special pentru PVC și șuruburi. Și teoretic ar trebui să ții foarte bine asta. Deocamdată nu văd nicio problemă. Ăsta ar fi cel mai afectat. Vedeți, chiar el e tare. Se vede că este presiune în el. Presiune în sens că apasă apa de sus, adică forța greutății. Deocamdată văd că căpacele țin bine. Căpacele salte ar avea ceva probleme. O să vedem pe aici apă cum curge așa. Autorlota, cum e un pic înclinat în partea stângă, respectiv ar trebui să curgă apă în stânga așa. Și lăsăm așa mai mult timp să vedem. Acum eu zic așa,
că noi avem vreo 200 de litri de apă, mă rog. Deci e mai mult de 200, că aici doar foarte puțin nu s-a încărcat. 10 litri cred că mai încăpeau. Dar după ce o să începem să golim, oricum v-am spus, aici o să rămâi un centimetru, aici vreun centimetru, aici vreun centimetru și aici vreun centimetru. Și în total o să aduni vreo 20 de litri de apă care nu o să o putem folosi. Eu chiar sunt curios să văd că aici eu pot să văd foarte bine cât apă o să rămâie. Și o să vedem. Dar 200 de litri utilizabile avem. Acum nu curge apă, dar eu mă gândesc că nu o să mergem. Probabil o să curgă apă pe aici. Din cauza asta i-am pus așa o chestie unde eu pot să închid aerul. Numai că aerul ăsta va trebui să fie închis doar în cazul când sunt rezervoarele super pline. Și mergem după aia, adică am încărcat și după aia mergem. Va trebui să închidem aici că există riscul să curgă, măcar spicuri ceva, da? Pe aici. Altfel va trebui să-l deschidem, deoarece la golire aici va trebui să intre aerul în rezervoare. Pe aici anume va intra aerul și din cauza asta trebuie să fie liber. Iată, după ce am umplut rezervoarele astea, îl scot de aici și îl pun, uite așa. Ups. Ia, curge pe acolo, trebuie să-i pun un din ăsta. Am și eu un pic de treabă pe aici prin autorulotă. Acum vreau să mă apuc de bucătărie, așa să zic. Vreau să fac un design deosebit. Deci o să pun iarăși aceste plăci de riflaj aici. Tot partea asta. Așa m-am gândit eu că o să fie mult mai armonios cu tot designul nostru de aici. Și plus că, da, este un element modern. Inițial mă temeam că o să fie prea mult, dar pare că nu este exagerat de mult. Voi ce ziceți? Am pus prima placă. Apropo, de data asta le-am tăiat cu un cutter. Se taie foarte ușor. Deci, iată, priviți așa. Simplu și mult mai exact. Astfel, deja mi-am tăiat toate bucățile care vor veni aici. Le-am făcut găurile necesare. Vedeți, pentru robinet, pentru priză. O să avem aici și o priză. Acum o să folosesc un silicon pentru lipit. Ele ca atare se lipesc pe perete. Noi însă o să le mai înșurubăm. O să facem pregăurire cu burghiul, după care o să-i pun niște șuruburi așa mai micuțe, foarte micuțe, nu știu astea de care sunt. Cu părere de rău, nu am în aceeași culoare, sunt doar vreo două, dar o să le pun pe partea asta unde se îmbină aceste două lambriuri, două plăci de lambriu și sper eu că nu o să vadă foarte tare. Așa, la prima deja am făcut pregăurire, trebuie să-i pun un pic de silicon. Am făcut mai multe găuri pentru că aici partea asta este un pic încovoiată și am făcut 4 găuri, ca să fixeze mai bine. Următoarea am așa o figură interesantă, deci o să fie priza. Mai întâi punem niște adeziv pe aici, silicon. Iată, în îmbinarea asta neapărat trebuie să punem. Deci se pare că nu curge absolut nimic, totul este absolut uscat. Suntem bine la capitolul ăsta. Asta vedeți că e umflat un pic, așa ce stă. Acum au trecut deja vreo 2-3 zile și apa a stat aici fără probleme. Aici nu v-am arătat, am montat și un duș așa pentru spălat. Da? Aici să spălăm monociclu, picioarele, ceva. Sau chiar putem să facem un duș aici afară. După ce ieșim din mare, da? Hop, am venit și ne clătim de apă sărată. Avem aici direct afară ca să nu mai intrăm în duș în interior, da? Acum am montat și
suportul pentru monocicluri. De data asta am făcut un pic de schimbări și l-am făcut chiar și un pic mai simplu, da? Am pus așa o șipcă care e fixată așa de sus. Aici altă șipcă unde va sta suportul monociclului, standul monociclului. Haideți că vă arăt acum cum stă el. Iată standul din spate, vedeți, el va sta, lemnul ăla va sta așa aici. Se fixează aici. Ăla acum în spate nu merge nicăieri. Aici, vedeți, am pus o chestie de asta care se fixează aici ca să nu-i dai voie să se deschide, să meargă așa, da? Iată, asta îl ține, vedeți că acolo e fixat așa. Și el acum nu se duce în stânga, în dreapta. Și nici de aici nu se duce pentru că îl ține chestia aia. Iată, vedeți cum a încălecat acolo și nu se duce în față. Așa, nicăieri. Acum stânga, dreapta, îl ține șipca asta și când închid ușa, ține ușa. Și îl ține din toate părțile. Acum, a doilea monociclu, luminiții. Am făcut un cadru unde va sta roata. Îl punem, uite așa, ca să vină în cadrul ăsta, roata. Așa, stă acolo. Mânierul monociclului îl deschidem așa în sus și îl băgăm sub șipca asta de la pat. Așa. Și el acum stă și nu se duce nicăieri. Iată, eu dacă îl împing înainte, îl ține chestia asta, vedeți? Pentru că asta nu se mai închide dacă nu apeși pe buton. Nu se duce încolo. Dacă frânează, în caz de o frână și încolo, vedeți, tot nu se duce, care roata aia de acolo. Și înapoi la fel nu se duce, pentru că îl ține iarăși șipca aia. Și stă bine. Stânga, dreapta iarăși nu se duce, pentru că stă cu mânierul între astea de la pat. Și se scoate foarte ușor, iată, apeși pe butonul ăsta și deschizi așa și l-ai scos, da? Și înapoi la, iarăși, îl pui, important e să nimerească între roată, deschizi asta și gata, el e pus. Aici este încărcătorul ăsta rapid și am pus ca să fie comod direct să-l încarci. Încărcătorul luminiții o să-l pun probabil ori aici, ori vedem unde. Și iată, ăsta este tot spațiul care îl ocupă monociclurile. Eu zic că e tare fain și aici încă mai avem spațiu de depozitare, da? Tăman, vedeți aici apa asta, fiindcă e în partea dreaptă, monociclurile sunt în stânga și se balansează un pic greutatea. Și mai avem spațiu de depozitare, uite aici, deasupra la rezervor. Și aici chiar destul de mult spațiu de depozitare avem. Aici sus am montat și scara cu care vom curăți panourile. Cred că am terminat cu portbagajul sau cu garajul, mai bine zis. Încă un lucru care trebuia să-l finisăm acum este, uitați-vă, peretele și ușulițele de aici, de sub pat. Aici era gol până a începe Via Transilvanica. Acum am făcut așa, uitați-vă. În primul rând aici este masa luminiței. Nu știu dacă v-am arătat-o. De aici luminița lucrează la calculator. Uite, i-am tras și un cablu. Și uite, asta e cablu pentru laptopul luminiței, ca să-și încarce laptopul. Mai departe, aici avem o ușă care se deschide, uite așa, și avem spațiu de depozitare. Este un spațiu de depozitare cu acces și din spate, din garaj. Aici vedeți că am pus niște colțuri, ca să nu, niște margini ca să nu cadă obiectele care le punem aici. Și am pus-o deasupra la mașina de spălat vase. Am lăsat un pic de spațiu. Aici la fel este spațiul de depozitare. Am lăsat așa gol că trebuie să avem acces la boiler. Iată, de aici dăm, reglăm boilerul, apa caldă, mai caldă sau mai rece. Aici deja sunt rezervoarele care v-am arătat. Mai este încă o ușuliță mică, așa, unde ai acces tot așa în partea de jos, ca să iei chestii. Și aici încă o ușuliță, așa, care la fel poți să iei chestii de aici. Ai acces practic în partea din spate aici. Mai avem și
două prize, una 12V și una 24V. Luminița iarăși le-a lipit cu autocolant, ăsta de fapt este PVC expandat de 10 mm, a lipit și aici toată baia, iar eu am făcut ceva modificări la baie. Despre baie ar trebui să vorbim ca o fel de greșeală, așa să zicem, care am făcut-o, deoarece, sau nu greșeală, dar nu funcționa cum trebuie, în sens că apa curgea în interior acolo, în compartimentul WC-ului și respectiv când ne băiam trebuia să ștergem tot pe desubt în camerele alea WC-ului. Am făcut ceva schimbări ca să nu curgă apa în interior. Nu am testat încă, dar sper să meargă. Iată, vă arăt și vouă capacul. În primul rând, el trebuie să-l scoți cu două mâini. Ia, luminița arată cum. Așa. Trebuie să-l ridici în sus. Ok. Și acum vedeți marginile astea de aici. Aici sunt niște margini tăiate la 45 grade, deci practic niște canale. Când pătrunde apa, o să vină în canalele astea, sunt de jur împrejur și se va scurge înapoi aici în cada dușului, practic, așa să zicem. Le-am făcut un pic și înclinate, dar vedeți aici e mai înalt, aici e mai jos ca să curgă apa, așa. Și aici la fel, aici e un pic mai înalt, aici mai jos, oricum autorota niciodată nu o să fie super dreaptă și o scurgă ori într-o parte, ori în alta. Și deja, teoretic, n-ar trebui să curgă apa aici. Am mai pus și cheddar din asta așa pe capacul la baie. Aici deja este WC-ul nostru și practic e neschimbat. Am mai ajustat un pic și ușa de la baie și acum se închide mult mai ușor. Iată așa, i-am pus un mânier aici la mijloc și mult mai ușor se închide și se deschide. Înainte aveam un pic de chin. Acum însă e mai bine. Am îmbunătățit designul. Și dulăpiorul ăsta, nu știu dacă vă l-am arătat, dulăpior cu oglindă. De aici păstrăm chestii pentru baie. Încă o chestie, dar de care nu sunt prea încântat. Uitați-vă, aici va fi gunoiul. Designul încă nu e chiar perfect. Aici teoretic ar trebui să deschid așa când apeși, dar nu se deschide deoarece glisiera s-a stricat. Și uite, teoretic așa. Așa, și aici ar trebui să fie coșul de gunoi. Este ascuns practic acolo. Dar vedem, poate mai ajustăm pe parcurs, acum deja nu mai avem timp. Sertarele, iată rezultatul final. Așa. Iată aici deja luminița a opus chestiile, e foarte spațios, încape absolut totul. Și asta este sertarul pentru ustensile. Iată așa, aici tot încape cam totul, nu? Da, uitați-vă aici ustensilele și am folosit spațiul perfect. Așa se închide și se blochează și aici deja plita, care deja o știți. Eu însă am făcut iată peretele acesta, am completat chiar și pe ușă ca să fie de întreg așa. Când se închide se vede doar un pic de spațiu, parcă nu e întreg, dar nu e nimic, adică e ok și așa. Îmi place tare mult cum a ieșit. Și mi-am mai făcut și un pantofar. Iată așa. Ui, sunt prea strâns asta. Și aici o să păstrăm încălțămintea. Nu avem nevoie să fie super frumos în interior. Principal o să putem păstra încălțămintea acolo. Două din astea avem. Iată așa. Dragilor, în sfârșit putem să numim mașinuța noastră autorulotă, în adevăratul sens al cuvântului. Am primit talonul unde este scris autovehicul special, dacă nu greșesc, vă arăt o poză, M1. Deci este categoria M1, nu mai este N1 și este autorulotă. A fost o procedură un pic mai nevoioasă, deci ca să facem așa o recapitulare. În prima fază am fost la carosier și am discutat cu el, da? Cum vrem să fie, am făcut practic planul autorulotei, el ne-a dat sfaturi, chestii, așa. După ce am făcut conversia, am mers din nou la carosier și el deja a luat măsurile totale a
dulapurilor, patul, chestii așa, ca să le includă în proiect. Apoi el a dat, carosierul a dat proiectul la RAR spre aprobare. Apoi undeva în vreo 2 săptămâni, cam așa, RAR-ul a practic a aprobat proiectul și a chemat mașina la inspecție. Atunci eu am făcut o procură pe carosier și carosierul însuși el, domnul Alin, s-a dus cu mașina la RAR, a făcut inspecția, a făcut inspecția tehnic periodică, deci ITP-ul, și după care a fost la RAR. Apoi a mai durat iarăși vreo 2 săptămâni până a ieșit cardia, civul mașinii, și deja cu civul mașinii am fost la secția înmatriculări ca să schimb datele din talon. Și practic ne-au scris în talon că este, nu este autoutilitară, dar este autoturism special M1. Și acum deja este autorulotă. Deci iarăși a mai durat încă, ca să-mi iau talonul, a mai durat iarăși vreo 5 zile undeva aproximativ. În total, tot procesul cred că a durat în jur de o lună, așa să zicem. Acum este autorulotă, s-a schimbat asigurarea, s-a schimbat impozitul, sincer nu știu, este mai scump sau mai ieftin. O să văd deja pe parcurs. Și vinieta deja în Moldova, de exemplu, mă costă mult mai ieftin ca un autovehicul normal, adică nu ca autoutilitar. Tot procesul de omologare l-am efectuat prin intermediul Celtic Campers. Domnul Alin m-a ajutat în absolut tot procesul și mi-a dat indicații, sfaturi și a fost o interacțiune destul de plăcută. Gata, am pregătit autorulota, am pus bagajele și acum suntem gata de plecare. Aici vom încheia acest episod. Următoarele vloguri vor fi cele din Peninsula Arabică, care nu am reușit încă să le publicăm, nici măcar să le edităm, și mai avem vloguri interesante din Dubai, din Oman și întoarcerea noastră către casă. A fost o experiență aventuroasă foarte interesantă, așa că nu le omiteți. Iar abia după vlogurile astea din Peninsula Arabică vom publica vlogul cu trimiterea mașinii și noua noastră destinație. Membrii canalului probabil deja au văzut câteva vloguri deja din Arabia Saudită, deoarece le-am publicat pentru ei mai devreme pe Instagram. Probabil noi o să publicăm mai devreme locația noastră curentă, așa că nu uitați să intrați și acolo să vedeți story-urile noastre. Până atunci, urați-ne succes cu trimiterea căsuței noastre și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!